ziua, mă numesc Burche și Mihai, sunt dintr-o beta Turnul Severin. Concurez porumbei voiajorii de aproximativ 10 ani, de 3 ani la actuala căscătorie, iar în anii trecuți am avut la părinții mei la țară, localitatea Crăguiești, tot din Drobeta, din județul Mehedinți. Am fost membru al UCPR până anul acesta, când, pot să zic așa, am fost unul din principalii care au contribuit la unificarea județului la PMCFR, pentru a avea o concurență mai puternică și pentru a ajuta județul să facă niște rezultate mult mai bune pe plan național. Cel mai bun rezultat al meu l-am avut anul trecut la categoria Super Maraton Extrem, Yearling, unde am ocupat locul 2 național, cu femela care a câștigat și locul 1, zona 5, la Derby Național Donetsk. Concurez porumbeii decât la categoriile fond maraton. Dețin o crescătorie de aproximativ 30 de metri pătrați, care este compusă din 4 compartimente, unul de matcă, 2 pentru lotul de zbor și unul pentru pui. Dețin un număr de 100 de porumbei, lot de zbor plus matcă. La matcă undeva la 15 perechi maxim, din care scot anual 100 de pui. La lotul de zbor capacitatea cortețului ține undeva la 60 de porumbei. Concurez porumbei următoarea metodă de zbor. Primăvara îi pun în pereche în jurul datei de 15 aprilie. Îi las să scoată un puișor. La etapele scurte din țară îi concurez pe metoda natural. După primul fond, separ porumbei și trec la văduvie. Iar la etapele naționale îi joc la natural. Îi lasă ouă și joc la natural, pe ouă sau pe pui mici. Ca și hrană, folosesc mâncarea de la Ornistone, adusă de prietenul meu, Toni Pădureanu. Folosesc același amestec, este un amestec de bază, pe care îl folosesc tot timpul anului, deci nu folosesc depurativ, nu folosesc energy și alte variante. Iar la etapele de fond maraton, 2-3 zile înainte de etapă, le dau un amestec special pentru fond maraton, tot de la Ornistone. Suplimente folosesc de la firma Byers, doar de la firma Byers, de recuperare, vitamine, electroliți. Despre antrenamentul porumbeilor, în prima fază, când îi am la natural, cu puișori, îi las liberi să facă ce vor, nu îi antrenez cu steag sau altceva. După care, în momentul în care îi văduvesc, îi duc cu mașina la 50 de kilometri cam o dată pe săptămână, iar dimineața și seara trebuie să zboară ori în jurul căscătoriei, femele, alte femele, cât și mascul. Programul puiilor este următorul. După cum v-am spus, eu concurez doar, sunt un iubitor, să zic așa, al etapelor de fond maraton și doar acolo concurez. Pui joc cu asociația, până îi zbor etapă de etapă până la distanțe de 400 de kilometri. Iar jumătate din ei merg la distanța de 500 de kilometri derby. Jumătate din ei care sunt ok și îmi plac mie la mână, eu opresc acasă, cealaltă jumătate. Porumbei maturi, la un an de zile, îi zbor toate fondurile,
inclusiv maratoanele, mai puțin naționalele. La naționale pleacă decât porumbei de un an care sunt în super formă. Iar ceilalți care nu îmi clasează nicio etapă de maraton, dacă angajez la două, dacă nu clasează nicio etapă de maraton, nu mai rămân în crescătorie pentru anul următor. Porumbei maturi trebuie să realizeze normă la, de la 2 ani de zile deja, dacă nu realizează normă la fel, nu mai are ce să, nu mai avem de ce să-l ținem, ocupăm spațiu și mai bine lotul de pui și așa e mare și putem să angajăm, să înlocuim ceva mai bun. La 3 ani de zile, porumbii trebuie și mă concentrez și pe național, îmi doresc să-mi claseze la național, iar dacă nu reușesc să claseze, la fel nu îi mai opresc, vor fi eliminați. Să vorbim un pic și despre matcă. După cum toți știm, matca este cheia succesului la fiecare. Dețin porumbei, să zic așa, porumbei mei de bază de la matcă. Sunt obținuți de la câțiva crescători de aici, din județ, care boară porumbei de foarte mult timp la fond maraton și ar vrea să-i număr pe tandemul Gagea cu Dodoacă de la UCP, prietenul meu Toni Pădureanu, care ei m-au ajutat, mi-au dat și porumbei, cât și sfaturi foarte bune pentru a mă ajuta să concurez la un nivel mai bun. Am oprit din ei decât vârfurile, ce mi-au venit bine și mi-au clasat, iar aceea, la rândul lor, i-am împerecheat cu porumbei aduși tot de fond maraton, în special linia Arden, care îmi place foarte mult, Cor de Heide, Battenburg, cam astea am în crescătorie și îi împerechez pe ibridizare. Iar cei care perechile care îmi dau porumbei buni, le refac și încerc să și consanguinizez pe acei porumbei. Dar numai dacă îmi dau ceva bun, altfel nu. Aceasta este o femelă, de fapt femela mea de bază, să zic așa. Este o reproducătoare foarte bună. Este soră cu 67-le meu, care l-am concurat în crescătoria cea veche. Părinții lor provin de la tandemul Gagea plus Dodoacă. Iar femela aceasta, 144444, are și o serie mai frumoasă, să zicem așa, este mama și bunica, chiar străbunica, la majoritatea porumbeilor mei care clasează la etapele de maraton. Acesta este un porumbel 50% Benihoma, 50% Vișnaț, obținut de la licitația lui Gelu Vochin. Un porumbel care mi-a reprodus foarte bine. La un an de zile, fica lui mi-a clasat 3 maratoane de 1000 de kilometri și am și fiul din el zburat Donețul. Să mă mai prezint încă un porumbel foarte bun, este tata campioanei mele, cel mai bun porumbel, care mi-a ocupat locul 1 la Derby Național Doneț, pe zona 5, inclusiv locul 1 pe toată Oltenia, să zicem așa, a fost. Femela 618300, acesta este tatăl ei, un porumbel cu origine de Arden, Cor de Heide, cu Frank Giese și
ceva din femela albastră pe care am prezentat-o mai dinainte, de la tandemul la Geacu Dodoa. Pe el nu l-am concurat, l-am băgat direct la matcă, l-am concurat de fapt decât la pui, până la 400 de kilometri, și l-am oprit la matcă pentru că mi-a plăcut foarte mult de el și se pare că am fost și inspirat. Tatălui este un porumbel Cordeheide, primit cadou de la stăturul nostru celebru din județ, domnul Vasile Marian. Acesta pe care l-am, acest cadou, acest porumbel, care l-am zburat, iar a reușit în 2 ani de zile să-mi claseze 6 maratoane de peste 1000 de kilometri. Palmares 2 ani Donetsk și palmares a super maraton extrem, norma de la UCP, cu 3 maratoane de peste 1000 de kilometri. Iar ce vreau să mă mai zic, porumbeii de la Vochin, George, a dețin câțiva porumbei, ceva de Van de Poel, mascul de Van de Poel, foarte bun, care se pare că și la el au mers foarte bine. Și mai am luat de pe licitații de la Gelu niște porumbei de Benihoma, tot de fond maraton, care mie unul, în combinație cu ce v-am arătat până acum, sunt foarte mulțumit, au mers foarte bine și sper în continuare să meargă și mai bine.